Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Skill Up. Așadar, probabil te-ai obișnuit dacă ai mai văzut această emisiune. Dacă nu, formatul acestei emisiuni este cu trei persoane, Andy Sechei și doi invitați din comunitatea Bootcamp, comunitatea Andy Sechei, pe care am construit-o în ultimii 18 ani. Astăzi suntem alături de două dintre colegele mele, Cristina Onofrei și Cristina Bărănescu, două Cristine. Bine ați venit la emisiunea Skill Up! Bine te-am găsit, mulțumim de invitație! Cu drag! Și o să vă invit pe rând să spuneți două vorbe despre voi. Întrebarea clasică de început este: care a fost parcursul tău profesional de când ai terminat școala și până astăzi? Care au fost urcușurile și coborâșurile? Printre ce obstacole trebuie să slalomezi? Hai să începem cu Cristina Onofrei, că vorbește de departe, de la Suceava. Da, bine te-am găsit, Andy și Cristina! Și bun găsit tuturor celor care ne urmăresc din spațiu virtual. Da, eu vin de la, adică locuiesc la Suceava, dar deloc sunt de la Cluj, din Cluj, de asta și accentul meu ardelenesc și nu bucovinean. Și parcursul meu a început prin 92, când am terminat facultatea și am intrat în învățământ. Acesta era visul meu de atunci. Și am avut un parcurs de vreo aproape 20 de ani în învățământ, în care am învățat foarte mult din soft skills, lucruri care nu au fost predate sau pe care nu le-am învățat în universitate. Pe vremea aceea nu știam de soft skills. Și la un moment dat, din interacțiunea mea cu părinții, mi-am dat seama că copiii, cei care m-au provocat cel mai mult, nu erau o problemă, chiar nu erau, ci părinții lor. Și am zis, ok, dacă nu sunt echipată cu ceva să ajung la părinți, voi face ceva când îmi va permite viața să ajung la părinți. Și uite așa, din 2006 am renunțat la sistemul educațional de stat, unde am fost profesor, și am skilled up, devenind trainer, coach și facilitator. Și așa am ajuns din 2014 și în comunitatea AS. Mulțumesc frumos, Cristina! I-am obișnuit pe cei care ne urmăresc în seria asta de emisiuni Skill Up cu ideea că această comunitate, care are vreo 18 ani de când este constituită cu trainer și facilitatori, iată că menține relații și legături cu oameni frumoși care s-au alăturat acestei idei de a investi în educația și dezvoltarea oamenilor maturi și implicit de a-i transforma în lideri, inclusiv pentru copiii lor. Și avem în comunitate oameni care sunt cu noi de 17-18 ani, oameni care sunt de 5-6 ani, de 7-8 ani, un grup foarte heterogen. Tu ești din 2014, deci iată că 6-7 ani de când suntem împreună. Cristina, de când suntem noi împreună? Eu din 2013, am un an în plus în comunitate. Povestea mea și povestea mea din București, da, din București, mai aproape de tine. Nu mai contează distanțele, pentru că suntem în mediu virtual, iar eu sunt deloc din Rădăuți, din Suceava. Deci, în funcție de timp, depinde cine când e mai aproape. Te rog. Evoluția mea profesională a fost cumva de la job la freelancing. De la jobul de redactor, de editor, de redactor șef în mass media, în zona de freelancing, inițial în zona de vânzări și ulterior în cea de coaching și în special în zona de public coaching, care îmi place în mod special. Dacă vrei, m-am alăturat echipei oamenilor care au venit în Bootcamp University și apoi au luat-o către coaching și dezvoltare personală. Eu m-am întâlnit cu programul Speaker Elite, care o să înceapă luni. M-am întâlnit și a fost un moment important pentru mine, pentru că a fost primul program pe care l-am urmat, primul program as training pe care l-am urmat și care practic a declanșat dezvoltarea mea personală altfel. O dezvoltare personală despre care mie îmi place să spun că este profundă, mai profundă și accelerată. Cam atât, pe scurt. Bun, și te-aș întreba două vorbe despre continuare. Ai făcut Speaker Elite, după aia ce ai făcut? Mai zi-ne două vorbe. După aceea am făcut
Money Mastery și toate celelalte bootcamp-uri. Am făcut 3 bootcamp-uri într-un an, împreună cu soțul meu, pentru că mi-au plăcut foarte tare și ne-am dezvoltat foarte tare. Și apoi am făcut toate celelalte programe. Inclusiv formarea. Inclusiv formarea, facilitare, și am rămas în continuare cu drag, cu mare drag, în comunitate. Și ajungem la zi și hai să vorbim un pic despre ce înseamnă de fapt această perioadă de incertitudine, de criză, cum ați traversat-o, cum ați întâmpinat-o și în ce măsură ați simțit că apartenența la o comunitate sau dezvoltarea de competențe de comunicare, de prezentări, de coaching, de leadership v-au ajutat să traversați aceste momente. Mai pe scurt, mai pe șleau și mai direct, cum v-ați descurcat în lunile astea și ce ați învățat din această experiență nouă, nouă pentru toată lumea? Am să încep eu. Ce am învățat? Am învățat să devin mai flexibilă și flexibilitatea este una din abilitățile de soft skills pe care avem nevoie să le învățăm. Și spun asta și din perspectiva mea de fost profesor, educator. Ceea ce ne învață sistemul educațional este hard skills. Și în viață nu poți trăi doar cu hard skills și nu poți avea succes. Nu mai poți avea succes doar având colecție de diplome luate cu A-level, cu 10, cu cât vrei. Ai nevoie și de partea de soft skills, care înseamnă comunicare, flexibilitate. Deci ceea ce am învățat din martie și până acum este să devin flexibilă. De ce? Pentru că schimbarea și incertitudinea sunt la ordinea zilei, așa cum respir, exact așa sunt astea două. Și, Doamne, dacă nu învăț flexibilitatea, o iau razna, cu hard skill-urile pe care le-am dobândit până acum. Absolut de acord. Și bineînțeles, comunitatea este ceea ce îmi oferă pe partea de soft skills, adică comunicare, flexibilitate, chiar mă susține în partea de autodisciplină, da? Lucru în echipă, primești și empatie, încurajare, ce mai? Ok, nu știu ce se întâmplă, să aud în zgomot de fundală, la auziți și voi? Da, da. Ok, bun. L-am reparat, având în vedere că tehnologia asta ne joacă festia, mai multe ferestre deschise și cineva mi-a trimis un mesaj pe una din ele și puf, a apărut această perturbație în câmp și în sistem. Apropo de perturbații în câmp și în sistem, cum ați simțit diverse momente mai dificile în această perioadă și ce ați făcut concret? Adică e vorba de rezistența la stres, până la urmă. Soft skills înseamnă inclusiv rezistență la stres, înseamnă inclusiv inteligența emoțională. Țin să subliniez lucrul ăsta, pentru că poate noțiunea de hard skills nu este foarte consacrată, dar noțiunea de inteligență emoțională e mult râmbițată, mai puțin înțeleasă. Cred că școala pune accentul pe mental, pune accentul pe a înțelege logic, rațional, și noi avem nevoie în viață de abilitățile astea emoționale. Stresul este parte, controlul stresului, de fapt, e parte din inteligența emoțională. Așa că întrebare pentru amândouă, dar o să înceapă Cristina, cum v-ați adaptat la momentele stresante, că toată lumea a avut în lunile astea? Cred că toți soft skills-urile ne-au ajutat, pentru că, cel puțin din perspectiva mea, am înțeles că lucrurile pur și simplu se întâmplă. Și important este ceea ce faci tu cu lucrurile care vin către tine și contează foarte mult disciplină. Am înțeles că atunci când se închid, se deschid alte porți. Eu, de exemplu, conduc împreună cu Romeo Crețu un club de public speaking. Asta nu înseamnă că clubul nostru n-a funcționat, a funcționat pe toată această perioadă. N-am putut să ne mai întâlnim cu publicul, dar am putut să creăm mini-discursuri, am putut să filmăm discursuri, am putut să ne manifestăm într-un alt mod. Ne-am întâlnit pe Zoom și am înțeles că, ok, ne-a lipsit această întâlnire face-to-face și această conectare, dar am avut și alte plusuri. Ok, oamenii au putut să participe mai bine la întâlniri, că n-au mai pierdut timp pe drum sau poate aveau o ședință, un job care nu le-a mai fi permis într-una din țări să ne ajungă, dar pentru că se câștiga acest timp au putut să participe și de asta mă bucur, de exemplu, că și acum Speaker Elite o să aibă loc online.
Lucrurile se pot întâmpla și oamenii, de exemplu, pot participa din oricare zonă, din oricare oraș, ceea ce în mod normal sau în normal de dinainte nu s-ar fi putut întâmpla. Deci știu că întotdeauna, dacă se închid porți, există porți și știu că atunci când există, întotdeauna există plusuri și minusuri. Ce facem noi cu ele? Asta e important. Absolut de acord. Întrebarea este dată și la modul generic pentru toată lumea cum se descurcă și, într-adevăr, puterea comunității și online nu pot folosite ca resurse pentru asta, dar și în plan individual vă întreb, pentru că dezvoltarea personală asta înseamnă o orientare către sine și o ieșire în exterior și întrebarea, insist cu ea și din perspectivă personală de asemenea. Cristina? Cealaltă, Cristina? Da. Inteligența emoțională este cea care m-a învățat să, și m-a ajutat în toată perioada asta să accept ceea ce nu pot schimba și să văd ce pot să schimb. Ei, diferențierea asta este maximă, părerea mea, pentru că asta mă ajută să mențin și partea de flexibilitate, îmi ajută să îmi obțin claritate și, bineînțeles, să merg mai departe în contextul care devine foarte schimbător și foarte rapid schimbător. Și dacă vorbim de inteligență emoțională, Speaker Elite, deși eram profesor și am venit, mă rog, știu să vorbesc în fața publicului și eu, de fapt, n-am probleme, vin aici să-i ajut pe alții, Speaker Elite pe mine m-a învățat enorm de mult în ce privește inteligența emoțională prin focusul pe gestionarea mea ca speaker. Mi-a dat unelte cum să mă gestionez pe mine și ce să fac lucruri pe care nu le-am știut. Și un alt lucru foarte valoros pentru mine, deși sunt membru Toastmasters din 2013, dar Speaker Elite mi-a adus o valoare în plus față de Toastmasters și anume sunt instrumentele de gestionare a publicului. Deci sunt instrumente atât de simple, clare, o tolbă foarte mare, încât, Doamne, în 10 săptămâni am fost atât de echipată cât cred că în câțiva ani de zile mi-ar fi trebuit să învăț experiență și să exersez, să ratez, ca să le obțin atât de simplu, clar, concis, adunate într-un pachet de 10 săptămâni. Asta este ceea ce am luat eu din Speaker Elite. Mulțumesc, Cristina, și e foarte valoros dialogul ăsta din perspectiva contextului, adică ce se întâmplă acolo. Uneltele sunt un element. Faptul că oamenii practică cot la cot sunt alt element. Faptul că înveți să-ți gestionezi emoțiile personale ca și speaker, alt element. Feedback-ul pe care îl primești, alt element. Tehnicile puse pe platformă, demonstrate în videouri, alt element. Toate astea creează o constelație și aș vrea să vă adresez o întrebare ca să clarificăm un lucru legat de emoții, pentru că așa am pornit. Cartea asta o cunoașteți, Îmblânzitorul de fluturi, este o carte cu tehnici despre control emoțional pentru speaker. Voi ați avut trac de vorbit în public, dar trac, nu surpriza că se poate învăța mai mult. Trac. Dacă ați avut, și mai ales dacă ați avut studenți care au avut trac, hai să scoatem la iveală niște secrete. Cum îți controlezi emoțiile atunci când vorbești în public? Cum le gestionez, că nu numai despre vorbit în public, tehnicile astea funcționează și în alte contexte. Dar hai să mergem pe contextul ăsta, că se apropie Speaker Elite acum și l-avem proaspăt în minte. Deci, trac de public speaking, trac de prezentări? Da, dăm voie, pentru că a adus întrebarea asta în discuție, dăm voie să povestesc o experiență pe care am trăit-o la începutul anilor 90, eram profesor de engleză, deci la începutul anilor 90 nu erau foarte mulți vorbitori de limba engleză, deci am ajuns să fiu și traducător și la un moment dat am vorbit în fața unui public cam de 1000 de persoane, ceva de genul, și tracul meu era atât de mare încât m-am blocat atât de tare, pur și simplu mi s-a făcut negru în fața ochilor, și parcă nu mai înțelegeam ce vorbea persoana de lângă mine. Atât de tare m-am blocat și n-am știut cum să gestionez acel moment. Și
a fost pentru mine atât de penibil momentul acela, probabil comic pentru unii, dar pentru mine a fost foarte penibil. Și ceea ce mi-a dus Picărelit au fost exact instrumentele de care eu am nevoie să știu ce să fac înainte de a intra pe scenă ca speaker, translator, orice, ca persoană în fața publicului, și ce să fac înainte, ce să fac în timpul prestației și, bineînțeles, după, și cum să iau feedback-ul, cum să simt energia sălii. Ei, lucrurile astea nu le știam și nu le aveam. Da, aveam partea de limbă, știam foarte bine limba engleză, dar cum să gestionez partea asta în fața publicului, e adevărat, n-am avut-o și a fost un trac foarte mare. O precizare, mulțumesc frumos, o precizare importantă aici, că gestiunea emoțiilor nu se face doar înăuntru, adică stai să-mi gestionez emoțiile. Gestiunea emoțiilor se face în interacțiune cu oamenii cu care vorbești. Și e important că atunci când ții prezentări, de unde vine carisma? Vine din faptul că te simți foarte aliniat cu ceea ce spui și cu oamenii cărora le vorbești. O prezentare de impact, o prezentare puternică, o prezentare carismatică vine din faptul că tu ești, ai terminat de negociat cu tine, cum zice Andrew Carnegie, adică nu ai stres interior, aoleu, zic bine, nu zic bine, dar ești conectat cu publicul tău pentru că prin felul în care ei reacționează simți că dai relevanță oamenilor respectivi. Și hai să mergem și către Cristina să vedem povești de trac. Da, povești de trac. Pentru că, mai ales oamenii cu care lucrez, de regulă îmi spun, ok, nu pot să țin acest discurs, nu pot să fac acest discurs, și în momentul în care stai de vorbă cu ei, constat tocmai că există o anume convingere vis-a-vis de subiectul pe care îl abordează. Și poate de-aia iubesc foarte mult public speaking-ul și sunt atât de entuziasmată, pentru că oamenii nu știu ce așteaptă. Ei vin să învețe niște tehnici, dar de fapt este o dezvoltare personală foarte profundă. Pentru că tu atunci când începi când abordezi un anume subiect, începi să-ți aliniezi practic în interior niște lucruri. Începi ca lucrurile, experiențele poate pe care le-ai trăit, să le vezi astfel, să le analizezi, să descoperi acolo noi semnificații și, practic, te aliniezi tu pe tine în interior. Și atunci ai o altfel de putere atunci când ieși în fața publicului, când, exact cum spuneai, vii și spui lucrurile din cine ești și din autenticitatea ta. Iar asta se întâmplă și până când nu o experimentează efectiv în speaker elite, e foarte greu să o explici. 100% de acord, da. E de trăit, de experimentat. Dar ce pot să spun este că fiecare discurs pe care îl ții în speaker elite te face mai, dacă pot să spun, mai aliniat cu tine însuți. Te face mai puternic, mai autentic în fața oamenilor cu care vorbești. Și asta este fantastic. De acord. Cristina, vrei zice? Vreau să adaug o idee la ceea ce a spus Cristina legat de mediul din speaker elite și apropo de aceste experiențe, pentru că să te expui în fața oamenilor este probabil una din cele mai mari temeri. Și mediul, grupa din Speaker Elite oferă acest mediu de siguranță în care poți să vii să te expui, poți să vii să te blochezi, să ratezi, să te faci de cacao, adică ți se face negru în creier, în fața ochilor, peste tot. Deci este un mediu sigur. Și acest exercițiu te ajută să faci primii pași, să dobândești încredere în tine în 10 săptămâni, Doamne, 2 luni jumate, nici nu... Deci când mă gândesc ca timp, mi se pare extraordinar de puțin. Dar da, așa este de când facilitez și eu Speaker Elite din 2015, chiar am văzut lucrurile astea și am fost uimită la fiecare ediție de fiecare participant, de unde era când a venit și unde a ajuns la final în 10 săptămâni. Și asta este una din marile valori, acest mediu în care poți să vii să exersezi, să ai aceste experiențe și să duci hard skills, instrumentele, să le duci în tine și să începi să le crești în tine. Aș mai adăuga ceva, dacă... Da, Cristina, te rog. Se mai întâmplă ceva, pentru că oamenii trec prin acest proces de creștere împreună, se vulnerabilizează și cresc împreună, se creează o anumită relație
pe care rar am văzut-o la altfel de cursuri decât la cele de public speaking, sinceră să fiu, oamenii efectiv se cunosc între ei, se creează o anumită încredere și rămân relațiile pe termen, nu chiar rămân și vor să rămână în continuare împreună. Ceea da. Ce... Minunat că ai adus în discuție chestia asta. Mă pregăteam să vă arăt aici pe ecran un desen pe care l-am făcut într-o altă emisiune din seria Skill Up. Și fix despre asta vorbim. Vorbim despre faptul că partea asta de încredere și respect sunt baza unei piramide care ne permit performanța. Cu alte cuvinte, așa se construiește o comunitate de învățare. Mai întâi încredere între oameni. Oamenii ajung să se cunoască, își dau seama că scot la cot și au același interes fără să fie competitori. Pentru că ei nu vorbesc în public ca să demonstreze eu sunt mai bun ca tine sau tu ești mai bun ca mine, pentru că fiecare are propriul lui public. Profesional, unde să duc. Unii vorbesc la copii, alții vorbesc la părinți, alții vorbesc la profesori, alții vorbesc la avocați, alții vorbesc în politică, etc. Știi, e foarte heterogen grupul cu care noi lucrăm, dar se creează această parte de încredere. Chiar vorbeam cu Irina Vasilescu la ea și zicea, ea folosește primele 3 săptămâni și dă numai feedback pozitiv. Și când dă feedback pozitiv în primele săptămâni, după aia oamenii ajung să aibă multă încredere. Bă, ăștia nu mă iau acum la critică, știi? După aia, ușor, ușor, gradual, se construiește partea de feedback generativ, care presupune să ai respect pentru feedback-ul pe care îl dă celălalt om, că altfel n-o să-l folosești. Și asta duce la performanță. Și performanța se obține treptat. Și asta e o lecție importantă în skill up. Motivul pentru care am făcut seria asta de emisiuni, pe care o să o continuăm, nu este doar legat de, domne, învățați public speaking, să țineți prezentări. Este investește în soft skills. Investește mai ales în perioada asta de incertitudine în competențe de comunicare, inteligență emoțională, leadership, chiar și scris eficient, pentru că atunci când înveți public speaking și pregătești un discurs, trebuie să ai arta argumentației la tine. Nu poți numai să spui niște vorbe așa, fără legătură între ele. Și toate astea se învață. Cum reușești să construiești un discurs care să aibă efect și să țină oamenii treji chiar în plan virtual? Este prima ediție din Speaker Elite care se întâmplă pe Zoom. Și fiecare dintre voi veți avea câte o grupă de 8-10 oameni cu care veți lucra și care vor crea această piramidă a performanței, cum o numim noi. Deci, cred că mult mai mult decât ce anume ți-ai ales să înveți din soft skills, e important cum înveți. Pentru că înveți într-un proces și nu e o învățare strict informațională de tip eveniment. Am participat la un webinar. Nu. Practici, primești feedback și infuzezi practica ta cu acele videouri scurte din platformă care îți dau, de fapt, uneltele ca să le practici. Așa că am pe finalul dialogului nostru o întrebare către voi legat de ce ați spune unei persoane care zice, domne, eu oricum îs bun în ceea ce fac, eu mă pricep la munca mea, la meseria mea, sunt respectat la mine în organizație, îmi fac bine treaba, sunt expert. Ce-mi trebuie mie să vorbesc în public? Ce-mi trebuie mie să învăț comunicare? Ce-mi trebuie mie să investesc în așa ceva? Eu sunt bine unde sunt, sunt ok, sunt în regulă. Și culmea că de multe ori fix acea persoană acționează pe principiul binele este dușmanul mai binelui, în sensul în care oamenii din jur s-ar putea să aibă nevoie de el sau ea ca lider, nu doar ca expert. Dar sunt curios ce ați spune voi. Eu știu ce aș spune eu, dar ce aș spune voi într-o interacțiune, într-o discuție la o cafea? Tocmai de aceea e bine să vii la Speaker Elite. am văzut ieri un clip cu un device care mi-a dat așa un hint de cam cum o să arate public speaking-ul, probabil nu foarte departe. Era un soi de cască, ochelari, VR, ceva de genul ăsta, și speakerul accesa brusc o hologramă care putea să fie de dimensiuni mici sau putea să fie de dimensiunea normală a corpului uman, dar omul respectiv putea să țină discursul într-o limbă pe care nu știa, deși el gândea în limba, nu știu, în limba română, dar poți să ții discursuri în japoneză și s-ar putea ca publicul tău să fie brusc mult mai mare și mult accesibil peste tot, nu neapărat în România, poate să fie accesibil peste tot.
Deci, nu știi, sau cumva începem să bănuim încotro o să meargă lucrurile și s-ar putea să avem nevoie, mult mai multă nevoie de public speaking decât ne gândim în momentul ăsta, sau ne gândeam poate acum ceva timp, poate chiar la începutul anului că am avea nevoie. Da, bună observație. Cristina? Ce aș răspunde eu unei persoane pe care ai descris-o este tocmai pentru că ești așa de bun și ești mulțumit de nivelul la care ai ajuns, vino și împărtășește și altora, pentru ca și alții să învețe de la tine ceea ce tu ai dobândit până acum. Da, fac o observație apropo de asta. Mulțumesc pentru modul vostru de a prezenta această idee. Observația mea este că un om foarte bun în meserie, foarte bun profesional, poate să rămână singur la un moment dat cu cât de bun este, dacă nu are capacitatea de a fi un membru al colectivității, al comunității, dacă nu contribuie la binele celorlalți, dacă nu îi învață pe alții. E un pic de ego acolo, spunând, eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai bun. Păi da, dar ești singur cel mai bun. Și oamenii din jur s-au prins și au înțeles că nu se pot realiza lucruri mărețe decât în echipă, nu se pot realiza lucruri mărețe decât punând cap la cap expertize diferite, mai ales într-o epocă a comunicării cum e cea pe care o traversăm acum, în care e foarte ușor să iei resurse, inclusiv din altă țară, prin Zoom, să faci outsourcing și așa mai departe. Și echipele astea virtuale presupun mult mai multă comunicare decât comunicarea care exista în trecut. Presupun comunicare flexibilă pe diverse platforme online, în diverse limbi, etc. Și acestea fiind zise, vreau să vă mulțumesc pentru inputul vostru, pentru implicarea voastră, cu recunoștință pentru faptul că suntem împreună în această călătorie în care, iată, ne bucurăm de noutăți. E a 12-a ediție Speaker Leader, este prima virtuală. Și sunt absolut convins că aceste discursuri de un minut sau două sau trei pe care participanții, practicanții pot să le facă în fiecare întâlnire, chiar dacă timpii se extind pe măsură ce trecem prin cele 11 întâlniri, 10 plus una, ei au ocazia să vorbească un minut sau două în primele întâlniri, discursurile cresc în volum pentru că se șlefuiesc și ajung la 5, 6, 7 minute, dar feedback-ul ăla este valoros. Feedback-ul pe care îl primești de la mai mulți oameni și un mediu și un context extraordinar ca să crești, mi-a plăcut, cum ai zis, Cristina, să crești personal, să te dezvolți ca individ, nu doar să înveți o competență de prezentări. Pentru că sunt multe negocieri pe care le faci în același timp. Tu cu tine, tu cu grupul, tu cu tema, tu cu tehnologia. Și toate aceste negocieri pe care le faci în același timp înseamnă de fapt exact asta, flexibilitate. Înseamnă să fii mult mai flexibil, să jonglezi cu mai multe lucruri decât o făceai înainte. Mulțumesc foarte mult pentru participarea voastră și să ne revedem cu bine și online și offline. Și de asemenea să rămânem în această călătorie de evoluție și dezvoltare personală. Mulțumesc, Cristina! Mulțumesc, Cristina! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Mulțumim și noi cu recunoștință, Andy. Mulțumim!